Tati, ești gura ta. No, că e blocat acolo. Da, e în mașină. Ai, în mașină, nu? Da. E mașină, da. A? Hai, și prietenul nostru. Nu. Nu știu ce a făcut. Cred că fi adormit, că a fost obosit. Păi și ăla că a intrat în rezervor, dar nu știu ăla. Spatele. Ai grijă, da? Care șoferul? Da? Care să fie? Nu întroi? Păi nu, că-s doi. Și el și soția. Dar ce a făcut fratele? Și soția este acolo? Da. Ha? Da. Nu știu ce a făcut. El s-a băgat în pie. Nu știu, mai este... Mai este mine, soția, el și soția. Dar el mai este, văd că este cu capul volan. Nu știu. Cum? Mai mișcă el. Hai, nu mișcă nimic. Bebe! Adriana! 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 Adriana, mișcă! Adriana! După pod. La după pod, când vii dinspre Tulcea. Mergeți, vă rog, la mașină, domnule. Vedem pe acolo. Dar noi ia foc? Hai, dacă au motorul. Dar poate mișcă acolo săracul? El nu. Ăsta șoferul nu știu dacă mișcă. M-am uitat. Dar mai e cineva înăuntru? Este soție sau cine e în dreapta. Ea se geme acolo. Ea n-are. Pe drumul negru, pe aici. El a intrat în tir. Deci că a depășit ceva și l-a fost atent. Nu, eram chiar a doua mașină când coboram pe aici. Și a adormit chiar? Cred că a adormit și frontal. Este că am văzut că nu se... A intrat frontal în el. Da.